Bună, fetelor, astăzi vom învăța cum să împletim în 5. Pentru împletitura în 5, vom împărți părul în 5 secțiuni egale de păr și o luăm pe prima din partea stângă, o punem peste a doua și sub a treia, apoi din partea dreaptă, luăm prima secțiune, o punem peste și dedesubt. Apoi repetăm acești pași. O luăm pe prima din partea stângă, o punem peste a doua și de subt. Apoi repetăm aceeași pași în partea dreaptă și tot așa până terminăm cu împletitul. Și practic așa se realizează împletitura în 5. Este foarte simplă, însă arată foarte frumos, foarte sofisticată. Pare greu de realizat, însă nu este, după cum se observă, și vă încurajez să o încercați, să-mi spuneți dacă vă place și în continuare vă voi arăta împletituri care par complicate, dar sunt cu adevărat super simplu de realizat. Dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi pentru a reveni mult mai ușor și astfel vei reuși să îți găsești sursa ta de inspirație pentru coafură în fiecare zi. Mulțumesc că te uiți la noi! Bye!